Hai, salutare, Barba Șanel și bine v am găsit astăzi la noua mea afacere de pe My City. Bine, noi chiar acum am plecat din sat, avem niște informații secrete unde ar putea să se afle jungla, pentru că în jungla noi uh, putem uh, găsi niște lucruri foarte, foarte interesante și foarte scumpe, care vor fi de fapt foarte scumpe, pentru că eu îmi voi face cea mai șmecheră afacere din Univers, atât v-am zis. Atât v-am zis, dați un mare like, dați un mare share, dați un mare subscribe pentru că, bă, nu știu, îmi doresc până la sfârșitul lunii și eu cred că este realizabil, până la sfârșitul lunii să avem 110.000 de abonați. Ne mai trebuie undeva la 1300 în momentul filmării de abonați, deci sunt șanse destul de mari să facem 110.000 de abonați în Până la sfârșitul lunii Așa că vă rog eu foarte mult Să apăsați acolo butonul de like și de subscribe Și să vă climați prietenii meu Pentru că e treaba bună Live-uri începem să facem pe canal aici Ale programă, mai verificați de când în când că e treaba bună Chiar în momentul în care filmez eu acum sunt live Și toată lumea e păciat! Toată lumea și îi dă drumul la treabă Revenim când ajungem în jungle Și nu, nu o să zic Bine, probabil ați văzut din titlu Ce am uh, făcut Dar acum, în, în momentul ăsta Nu vreau să zic ce vreau să fac pentru că poate sunt pe aici pe live informatori și chestii de genul și nu vreau să, să mi se fure ideea că poate, poate am primit țeacă, poate nu că se jungla, că poate informatorul meu e, e un pic... E un pic de parte altcuiva, vrea să-mi dea țeacă. Dar nu prea cred, așa că mergem în căutarea junglei barbașanilor. Efectiv mergeam prin pădure. Și am găsit sticla asta plutind aici. What? Nu mai mi, mi se pare ciudat că sticla asta Stă aici singura O voi lua Dar mă voi uita bine în spate Și Voi pleca repede că mi-e frică rău pe bune vă zic Ok, deci am primit o informație Nu, 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 nu Așa, bun, Oh, stai că mă atacă băieții Bun, deci am, am primit o informație de ultimă oră care spune că Siner ar fi lăsat acolo sticla aia pentru că, practic, era... Am ajuns în junglă! Perfect, bun! Deci, am primit informații că Cică Siner ar fi scăpat limonoiul lui pentru că el și-a făcut un stand de limonadă, dacă știți. Cică și că și-ar fi scăpat limonada și... Eu cred că el a fost pe aici. Eu cred că chiar el a fost și vrea să-mi fure ideea. Așa că încerc cât mai repede să iau lucrurile de care am nevoie. Și da, ați văzut bine, avem nevoie de cacao, bă, barbașanilor. Avem nevoie de multă, multă, multă cacao. Bine că am găsit jungla. Informatorul meu a fost corect de data aceasta. Nu o să zic cine este, pentru că probabil altcineva o să vrea să-mi-l fure. Așa că, mulțumesc, Nu Mă scuzați, bă, n-am zis eu nimic, că altcineva nu, la pe care știți voi. Dar. Uh, ia să vedem. Bam, să căutăm. Uh, de asta mă. Cacao. O să ne trebuiască destul de multă cacao, sincer. Așa că voi uh, voi lua destul de multă și. și voi reveni. M-am gândit mai bine și o să iau doar 3 stecuri de. Uh, de cacao și vă merge acasă pentru că practic avem nevoie de iron și ar fi tare ca aici să fie iron, să împușcăm doi iepuri dintr-o lovitură să fie mult iron aici. Hai că am găsit o -a iron aici dacă e. Bun. Ia să vedem, să vedem. Deci îmi mai trebuie aproximativ un stack de de cacao și mă întorc înapoi acasă pentru a face rost de iron. Bun. Bun. Opa, stai așa. Bun. Ok. Am luat și semințele astea pentru că o să mai și plantăm, de ea am luat atât de mult, pentru că la început să facem câteva. Că, na, nu putem, că expiră, se strică. Dacă nu e cald, nu mai e bun. Și dacă nu e rece, la fel, nu mai e bun. Deci, eu vă dau indicii multe aici, voi păi știți deja ce vreau eu să vând, da? Oamenii de pe live nu știu, mă, parmașanilor. Hai că că revenim de, de, când ajungem acasă, mă, că nu vreau să mă prea mult pe aici, pe în junglă, că, na, cine a fost pe live am văzut cum am luat, cum am făcut toate astea prin ce peripeții am trecut, dar faza e că nu vreau să fac episod de o oră, vreau să fie așa, ceva scurt la obiect, înțelege, să înțeleagă toată lumea care e situația și să fie BAM, acolo, să vadă toată lumea cum am pornit noi asta grea, bă. Pentru că, practic, e destul de greu să faci astea, de chestiile astea M-am achilit o grămadă să ajung Bine, o grămadă să ajung până aici, da? Cum îi zice? Ba uh, bă, durează mult asta e ideea Durează mult pentru că se fac destul de greu uh, Chestiile pe care vreau să le fac Asta, asta e ideea Hi, O ce lotu, bă uite bă Mititelo Lasam, lasam, poate ne întoarcem după el, dar poate în alt episod. Am ajuns acasă, am plantat niște cacao aici, uite deja a început să se facă Băi, bună afacerea asta, mă, că se face repede Chiar se, se face repede cacao, bă Ia uite, bam, și acum plantăm alta Și tot așa, și o înmulțim în continuu, în continuu, în continuu, știi ce zic? Bam, bam Și aici o să vreau să mai plantez Încă câteva De fapt, cred că atâtea, încă două sunt suficiente Eu așa cred pentru că o să crească destul de repede și o să am în scurt timp destul de multă cacao. Bun. Așa. Bun. E suficient, pă. Gata. Am plantat cacao și a venit momentul să ne craftăm lucrul de care avem nevoie. Mai exact primul lucru. Uh, dar acum o să vad absolut toată lumea ce vreau eu să-mi fac Bine, mai întâi o să-mi fac un backpack mai mare Backpack Pentru că am făcut rost de uh, Am făcut rost de piele și Na, avem nevoie de backpack Și aici nu mai trebuie încă două bucăți de piele Ca să ne facem backpack-ul cel mai mare Ia să vedem cât de mare e backpack-ul ăsta A, ah, avem deja ah, acum am două backpack-uri Ba, am două backpack-uri small Ce? Mi-am luat țeapă Mi-am luat țeapă Mi-am făcut două backpack-uri back -back small Ce deștept ești de că o de la o parte că nu ai pune deștept ce ești M-am dus, nu mai contează mă Nu mai contează, gata Începe să ne craftăm Bun, treaba e în felul următor Avem nevoie aici de coffee de coffee cup Bun, ne trebuie 6 Iron Pentru coffee cup Ok? Bun. Șase uh, 6 iron. Dacă mă uit eu bine, am pe aici. Uh, o să-mi fac uh, momentan 4 pahare de cafea. Ia să vedem uh, aici în crafting table. Mama, fii atent că nu mi-arată cum aici. Trebuie să, trebuie să fac. Te sa din cap. Din capul meu. Și un stick. Bun. Uh, păi punem Așa Și un stick Și ne-am făcut pahare pentru cafea Ok? Uitați-le aici Astea sunt paharele pentru cafea Bun Și acum O să trebuiască să facem Cafeaua, bă Cum facem noi cafea? E simplu de astea, bucățele de cacao A, uite, acum mi s-a delocat coffee cup. Coffee table, ne facem masă de cafea, ne facem de toate pentru cafea, bă, pentru că o să deschidem o cafenea, bă, bă, bă da. Am zis acum, sau de toată lumea, deschidem o cafenea cu înghețată, cu cafele, cu freșuri, cu limonade, cu tot ce trebuie, mă, o să rupem toate topurile, o să fie cea mai șmecheră cafenea dar ce zic eu de pe planetă? De pe lumea asta de Minecraft pe care ne jucăm noi, bă, fraților. Bă, deci... Deci rupe cafeneaua mea. Atâta vă zic că o să o facem cu, cu lumini care fac lumină, bă. Bă, o să fie... Deci fiți atenți cum o să fie. Facem un felul următor. Aici zona de... Bă, stați că eu vă și arăt. Când faceți un mall pe cafeneaua mea, o să fie Bă, ca la mol o să fie cafeneaua mea Haideți să vă explic deci, Aici o să fie standul principal Ca să vadă lumea că avem cafea naturală Deci cafea naturală Adică o creștem la noi în grădină, bă frate Deci cafea naturală direct de pe, de pe trunchiul de copac Aici o să fie frumos amplasată plasată cafeneaua uh, Și aici o să fie un drum frumos Făcut așa, ilegal Deci nimeni nu știe că eu fac asta aici Dar nu mai ce nimeni Și treaba cea mai șmecheră o să fie zona în care trebuie să stai să savurezi ca feluța cu degetelul ridicat așa. Mamă ce bună e asta naturală din gradina lui Costin, bă. bă! deci așa o să facă toată lumea, vă zic eu. Sper să nu avem probleme cu sanepidul sau cu ăștia care vin și închid cafenele, nu știu cine închide cafenea. Dar hai să facem prima cafea să o bem noi, să ne simțim bine aici pe episod cu, cu cafeaua noastră. Ia să vedem. Deci, îmi uh, trebuie o ceașcă și o bucată de cafea Și deja am umplut prima cafea Și exact în momentul ăsta o vom bea oh, Ce bună era, mai pă de bună ce e cafea, mă Și o să avem nevoie de văcuțe în momentul ăsta Pentru că o să trebuiască să facem cafea cu lapte Dar... Uh, voi începe să pregătesc uh, coșmelia acolo Și le vin O să fac un frigider pentru înghețată Și de fapt stați un pic Cred că am nevoie în momentul ăsta De Ice cream uh, Deci noi ne putem face ice cream ok uh, Pentru asta avem nevoie de grâu Bun grâu avem Am făcut rost de grâu mult uite la aici bă să îngolești cesturile astea repede mă. Că nu vreau să am cesturile astea Chiar atât de pline Cacao lăsăm că avem nevoie avem nevoie de ea. Ok. Sticurile probabil lasă că facem altele nu problema. Paharele sunt aici, aeră nu e aici. Punem aici doar ce avem nevoie, ok? Astea nu ne trebuie acum, nu ne trebuie. Nu, 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 nu. A, da, asta, da, da, aici. Astea le ține că sunt bune. Perfect! Bun. Și acum facem felul următor. Avem grâu. Și trebuie să ne facem Stai mă, ce era acolo mă? Cum să făcea aia? Că am uitat uh, Așa, bun. bun, 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 Bam, 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 bam Cornet! Deci avem nevoie de cornete Pentru Înghețată Cornete pentru înghețată Bam, 10 cornete Pentru că momentan vom face doar 10 înghețate Ok? Sau, este mă, că îmi fac uh, Așa Bun, A, nu mai am unul. Aia, lasă că e bine așa. A, am făcut 12 cornete. Stai, mă, că eu mă cam încurc aici în ce, în ce combinații fac. Da, nu-i problema. 14 cornete. Avem pisicile să uită și ele ca, ca mâța în calendar să uită. Că, na, așa să uită pisicile. Bun, am făcut cornete. Acum, următorul pas este. Avem cornetul. Ne trebuie... Mamă, ne trebuie tableta de ciocolată. Ua! ce scump să fie asta, nebunesc, Deci cea mai bună facere, bă. Să să încercăm să facem una mai... Uite, ne trebuie că... Mamă, ne trebuie... Deci, avem nevoie de prea multe chestii, bă, avem nevoie de prea multe chestii. Trebuie să facem rost de toate chestiile astea. Voi vedeți? Voi vedeți ce e aici? Deci, avem nevoie de cremă de vanilie, avem nevoie de... Doamne, cât de multe lucruri avem nevoie. Deci, o să facem înghețată de căpșună, prima dată, pentru că Zic eu că se face destul de ușor Avem nevoie de o gărate de lapte Și de snowball Ok? Ne punem la somn și mergem Să luăm snowball barbașanilor Luăm mai multe că Clar avem nevoie de mai multe Și uh, o să plantăm aici Niște căpșune Hai să luăm toate lămâile astea de aici Că au, au început să se, să se facă uh, Am făcut multe lămâi Pentru că poate cineva o să aibă nevoie Să cumpere pentru limonadă Pentru că Uh, afacerea mea Stă în felul următor O să vreau să fac limonada mai scumpă Decât la La limonoi acolo La Siner, la, la limonoi Știți voi O să fie mai scumpă limonada la mine Pentru că Siner Să trebuiască să o vândă mai ieftin Dacă Siner O să trebuiască să o vândă mai ieftin uh, O să aibă nevoie de lămâi extra Stai mai ce fac plante o lămâi o să aibă nevoie de lămâi extra. Pentru că lămâile pe care le are acum nu o să ajungă. Și o să-i trebuiască să zic, bă, uite, îți vând eu lămâi de la mine că eu nu prea fac vânzare și creier. Eu nu-i fur afacerea la Sinar. Eu îl fac să vândă mai mult ca să vând și eu mai mult. La asta nu v-ați fi așteptat, bă. Niciodată nu v-ați fi așteptat. Bun, și avem nevoie de căpșună. Punem aici, uite, avem uh, avem semințe de căpșuni, le plantăm aici frumos, bam, bam, și uh, ce să mai plantez, mă? Uh, brocoli, bă, mai plantez lămâi atunci, dar, vanilie, bă, stai, mă, așa, plantăm vanilie, bă, ba avem nevoie de vanilie pentru înghețata noastră șmecheră, dați like pentru că chiar în momentul de față... Mam, pot să mănânc cornetul gol Nu mănânc cornetul gol, mănânc înghețata la cornet, bă Mergem în momentul ăsta și căutăm uh, snowball Da, stai mă, să-mi iau și o lopată astea Reveni când avem tot ce ne trebuie, mă, pentru înghețată M-am gândit mai bine și mai întâi o să îmi culeg de aici toate... Uh, toată cacaoa Toată cafeaua Putem să zicem cafea, că noi facem cafea din ea O să culeg toată cafeaua Și o să o pun în cesturile astea pregătite chiar aici să fie, să fie treaba mai bună Ok, cam așa arată primul chest Avem lămâi pentru limonadă Avem ceșcuță pentru cafea Cornete pentru înghețată De toate și mergem gata Ne facem o lopată în momentul ăsta Și plecăm la drum, nu mai stăm Pentru că nu, nu e timp de stat Îmi fac mai multe lopeți Că Practic am nevoie de mai multe lopeți acolo O să iau uh, multă zăpadă Și o să o aduc aici și o bagăm într-un frigider Barbașanilor să stea la rece Pentru că o să ne facem și un frigider Credeți-mă Ia vezi mă ce a găsit băiatul aici mă bă! Îți Și am plecat Bă nu găsesc zăpada aia mă Am zis că știu unde e zăpada Dar nu mai găsesc zăpada O tot caut de ceva timp What? Încercăm să o găsim acum, Ana Și uite ce am mai găsit aici O să încerc să iau așa. Da, nu, mă, lasă că vine o altă dată să le iau Că mă omoră, bă Deci fiți atenți, m mă omorât 1, cu tridentul Aveam level 31 Cine a fost pe live a văzut faza Aveam level 31 și acum am level, level 7 ah, Înnebunesc Înnebunesc, atât am zis am găsit... Am început să mă Am găsit zăpada, am găsit și vaca. Am găsit și vaca! Am găsit zăpada. Da, 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 da. Ah, e zăpada sus acolo, bă. Hai la vaci, hai la zăpezi. Brânza de vaci, mă. Bună e brânza de vaci. Nu? ia to. Stai așa, văcuța mea. Gata, îmi pare rău, dar trebuie să vă sacrific pentru că am nevoie de pielea voastră Am doar o găleată, deci pot doar uh, pe una să o mulg, îmi pare rău Știu că vreți ca toate să fiți mulse, dar n-am ce să vă fac văcuțelor, doar din pielea Gata mă, ne-am luat și pielea pentru că am nevoie neapărat de piele de văcuță Și mergem la zăpezica A, veni zăpara! am găsit zăpada, am găsit zăpada Bun, ne facem plinul la zăpadă și mergem acasă, bă între timp am găsit și niște vaci pe care o să le iau după mine Vine și zombie ăla, dar sper să nu, să nu mă atace sau ceva, să nu pățesc ceva rău cu el Și luăm și, luăm și băcuțele astea că e treaba bună cu ele, că avem nevoie de lăpticul lor Și o să ne foarte mult Da, mi-am dat seama că sunt foarte departe de casă și am luat doar, doar o vacă Pentru că am, am mult de mers și o vacă e momentan suficient Am băgat o în barcă aici lângă mine și încerc să, încerc să ajung în siguranță acasă Uitați-vă la ea se uită Mi-am umplut inventarul aici și backpack-ul de, uh, de zăpadă Și vom face primele înghețături, mă Voi vedeți ce văd și eu, se întâmplă lucruri ciudate pe seria asta, atât vă zic Am găsit o bucată de lână roz Am luat-o, dar... De ce am găsit o bucată de lână roz? Nu știu Treabă avem treabă, vacă, uite a, a, mai apărut una Uita, Au apărut două vaci Nu știu de unde a apărut și asta, dar e bine că avem două Ia uite, o vezi că în ce eu rost de cu Am adus vaca acasă Am adus zăpada acasă O să îngolesc chestul de zăpadă aici Pentru că zăpada este foarte multă Și o să o pun pe toată în acest loc Bun, mai avem și aici puțină Și mai avem un backpack absolut plin Deci plin ochi cu uh, Adică backpack-ul ăsta Bam L-am luat, l-am gorit și l-am pus Băi, 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 așa Bam, 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 bam Ok Bun și Ce-am băgat emeraldele? A, ah, am găsit emeralde în corabie în astea Vezi că bine rău Bun și avem lăptic, avem tot ce ne trebuie Ok, treaba e în felul următor Backpack-urile le ținem aici Avem lapte Și încercăm să ne craftăm Uh, prima, prima înghețată. Ia să vedem. Avem aici cum să ne facem prima îngheț Stai că avem aici, de fapt. Deci ne trebuie vanila, dar nu, nu, nu de vanila, că facem de căpșune. Dar nu am căpșună, bă. Ta da, fii atent că am căpșună, nu s-au făcut capșunele. Păi, practic mai trebuie să așteptăm un pic, nu? Sau merge sa fac de cacao? Ia mă să încerc să fac de cacao. Ia să vedem, asta de cacao e mai ușor de făcut, îmi trebuie tablete de ciocolată Și asta trebuie să pun, A, am înțeles, am înțeles, deci trebuie să pun la prăjit, ia să va merge să pun așa La prăjit cacao de asta, sa mi fac în sticlă, să merg direct în sticlă Ia să vedem cum ne dă cacao în sticlă Ia să vedem, să vedem, să vedem Haide, 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 BAM! Sirop de ciocolată, bă! Facem aici siropuri de ciocolată și revenim, bă, cu rezultatul tabletei de ciocolată. Am făcut rost de sirop de ciocolată. Acum, ce trebuie să facem noi este să facem o tabletă de ciocolată exact așa. BAM! BAM! Ah, hai că facem două tablete de ciocolată. BAM! Bam. Și avem tableta de ciocolată pe care cred că o și putem mânca, dar uh, noi nu o mâncăm acum. O să o craftăm într-o înghețată. Ne trebuie un snowball și un milk bucket. Hai să luăm niște snowball de aici și să ne facem de cap. Avem laptele. Și dăm drumul la treabă, ba. Ia, cum să făcea? Bam, 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 toate trei în colț acolo. E simplu. Uh, ăsta aici. Ăsta aici și am făcut înghețata. Dar ne trebuie cornetul. Bă, deci prima înghețată e deja făcută. Prima înghețată e deja făcută. Ok? Hai să vedem. Bam. Bam. Și... Avem prima înghețată de ciocolată, bă! Și hai să facem, hai să facem un de căpșuni. Să să iau lapte. Lapte. Hai să facem un de căpșuni, că ni s-au făcut căpșunile. Deci, Uh, avem așa Căpșuna. Uh, Unde-mă? Uh, de, de zăpadă și. Bam, bam! Bam! Avem deja primele două înghețate care sunt. Zic eu mă, că sunt bune. Când o să le pot mânca, le voi și mânca. Și. Bă, cred că o să mă pun acum să-mi fac. să-mi fac aici standul. Mă pun să-mi fac standul pentru că. O să dureze un pic și revenim cu standul gata, făcut Dar mai întâi, stai, stai, stai Trebuie să ne facem un frigider, mă Și avem nevoie de un frigider uh, Cum e? Com, com, bine, cum era? Bă, nu mai știu, Ca o frigiderul și... Uh, revin, ia să văd Bă, cred că îl găsesc destul de repede dacă... Dacă mă grăbesc un pic Ia, unde e mă frigiderul? aici trebuie să fie, l-am văzut eu mai Asta e counter de la nu. A, uite aici, mă, uite aici, uite aici. Cooler, aha, cooler. O să ne facem un cooler din... Uh, uh, bă... Nu știu, ce culoare să-l fac, mă, frate. Habar n-am. Bă, să mă gândesc eu ce culoare să fac culorul și, și vedem după. O să-l punem acolo, să băgăm gheața în el. Barba Shiner cam așa arată din exterior standul nostru cu limonadă. Eu zic că arată bine. Se și vede înăuntru că, gen, trebuie să vezi ce picioarele celui care gătește acolo. Mi se pare un lucru, un lucru normal. Aici avem sus cu sticla, în față un design amețitor. Să tragem astea pentru că noi practic suntem închiși acum. Avem un design amețitor aici și sticlă peste tot, bă, fraților, sticlă peste tot. Aici o să punem o ușiță de aia micuță și aici avem crafting table unde vom uh, găti. Aici se va face tot procesul de găteală. Aici o să punem uh, ceva frumos să fie, să prezentăm, să fie tot ce trebuie, vă înțelegeți, să fie lux, să vadă lumea, bă, ce cumpără înghețată și tot ce le trebuie. Și uh, o să avem și un loc de prezentare exact, uh, exact aici sus. Locul de prezentare a, a bunurilor pe care le avem la vânzare Aici o să ne depozităm toate chestiile și aici o să punem banii mulți pe care le facem Am pus două gest, două pentru că, da, avem nevoie de mulți bani uh, Și o să ne punem și materie primă și chestii gata făcute în uh, față, acolo uh, Prima dată o să punem chestiile gata făcute uh, De fapt o să pun toată, mă, stai așa Ok, în gestul ăsta din dreapta o să-mi pun uh, materie primă și aici voi pune lucrurile deja gata făcute. Deci avem uh, două înghețate perfecte pentru vânzare, uh, avem uh, trei limonade de uh, ananas și o limonadă de lămâie și încă uh, trei limonade de uh, căpșune. E ok, pentru deschidere este destul de bine. Uh, avem siropuri care sunt materie primă Așa că le vom poziționa Exact aici sunt materie primă pentru înghețată Mai exact uh, Mesele și scaunele le vom poziționa chiar acum Mai avem aici materie primă adică lapte Și ia să vedem ce mai găsim prin cesturi uh, Astea le vom băga La prăjit Pentru că o să avem nevoie Bam uh, Și Ne trebuie pentru înghețată niște Niște bulgări Așa că îi vom pune exact aici. 3, 4. Bun. După care avem nevoie de căpșună, lămâi pentru limoradă, cornete pentru înghețată și cești pentru cafea, barbașanilor. Ați auzit bine? Cești pentru cafea. Ceștile le punem aici în colț și lămâile aici. Bun. Și când o să vine cineva și o să zică Oh, salut Costin, vreau și eu o înghețată să o mănânc acolo la masă. Stai să punem și mesele, mă, să se vadă frumos. Uite, aici o masă, aici o masă. Mesele le facem doar de două persoane. Pentru că așa mi se pare, mi se pare mai frumos, sincer. Bam, opa, Cred că am pus-o greșit. N am nicio problemă, rezolvăm ideea problema. Mese cu scaune, mi se pare cea mai, cea mai bună alegere pentru un business de succes. Bam, am pus aici măsuțele și o să vină cineva și o să zică Costine, Costine, vreau și eu, Costine, să, să cumpăr ceva bun, o înghețată de căpșune oh, nu e nimic, se face, fii atent, uită-te la mine, exact acum o fac Și o să deschid asta, o să-mi iau, bam, un cornet, o căpșună, o, o bucată de, cum zicem ăla, de... O bucată de o bucată de gheață, pardon, și uh, niște lapte. Și facem un felul următor. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Poftim, poftim, frate. Uite, uite înghețata ta. Costă un leu. Și după ei frumos înghețățica. Și te dus să o mănânci, pa. Te dus să o mănânci acolo la masă. Da, mă, și vie aici, te pui la masă. E înghețata mână frumos. Și fii atent, mă. Uită-te bine, da? Bă, uită-te bine, da? Stai frumos la masă, aici la înghețată. Și mănânci. Bam! Ia uite. Ce bun a fost înghețata! Vezi că e bine rău pe înghețată, atâta v-am zis. E bine rău, bă. Da, practic este închis acum. Trebuie să mai punem benele pe sus să fie frumos. Și... Uh, Bă, și cam atât, că avem cam tot ce ne trebuie Cred că s-a făcut și siropul ăsta, dacă mă, e bine aici Deja mai avem 22 de bucăți de sirop Suntem bine, chiar dacă am pierdut tot level în episodul ăsta Suntem bine, Rau, avem aici materie primă pentru înghețata noastră uh, Și înghețata gata făcută Cafelele, bă, vreți să facem și o cafea, mă? Hai mă, să facem repede și o cafea, să vedeți cum Deci, luăm frumos ceștile, le pregătim aici și le încălzim Dăm, dăm cafele în, proaspăt încălzite Bam, patru cafele frumos Bam, aici le punem frumos patru cafele, așteptăm să vină lumea să le cumpere, sunt proaspete, calde, gata de servit. Cam asta a fost clipul, Oarba așa, nu uitați de like și de subscribe, și de acolo, și până data viitoare v-am salutat pe toți! pa, pa.